Salutare urmăritori și bun revenit pe canalul meu, numele meu este Marius și astăzi vreau să vă prezint o aplică, un site de făcut bani, destul de interesant. Ce să zic, nu uitați să apăsați un mare like, un mare dislike dacă nu vă place genul ăsta de conținut și să-mi lăsați părerea voastră în comentarii și nu uitați că în descriere o să găsiți grupul de Telegram unde vă puteți înscrie, unde puteți vă distribuiți link-ul vostru sau să vedeți ce mai distribuie lumea pe acolo, suntem deja 200 de urmăritori. La 200 și ceva chiar, la 300 de urmăritori o să mai facem alt concurs în ruble. Foarte curând trebuie să retragem și de pe platformă care am investit în clipul trecut. Cred că probabil în 10 zile ca să adun sumă minimă sau mai puțin de 10 zile, nu știu exact. Dar o să facem și o dovadă de plată să vedeți că platforma funcționează. Astăzi vreau să vă prezint ceva, o platformă destul de interesantă. Platforma de astăzi se numește Bitstar, este o platformă fără investiție, o să mă desconectez să vedem cum arată platforma și o vedeți și voi. Are undeva la 191 de utilizatori, destul de mult. Investiții, îi zic undeva la 30 de Bitcoin ieri s-a câștigat de când e platforma, bănuiesc. S-au investit sumele astea, ieri ne câștigați, cât s-au câștigat și 200 și ceva de retragere. Stați așa, oleacă. Am impresia că se referă în Satoshi suma asta, 30 de... Mă gândesc că ar fi 30 de milioane. Plus BTC câștigat. Da, destul de interesant ca platformă, foarte simplistă. Deci o să o găsiți Bitstar. O să vă las un link în primul comentariu ca să aveți acces mult mai ușor. Contul se face super rapid. O să vă arăt acum, trec prin pașii ăștia ca să vedeți și voi. Un nickname, să zicem așa, un nume de utilizator, o adresă de mail, o parolă, repetați și vă puteți intra în platformă. Bineînțeles, după ce ați intrat pe adresa de mail, am impresia și trebuie să confirmați. Mi se pare că ăsta era, Bitstar, da, ceva de genul ăsta. Cred că vă l-am prezentat în alt clip fără să-mi dau seama, dar aveam ambele site-uri la îndemână și na. În fine, până nu vă dați să vă activați contul, nu o să puteți intra pe el. Bun, cam așa arată platforma. Este, ia să vedem ce se întâmplă pe aici. Bun, avem 0 Bitcoin, 0, tot o să avem 0 pentru că nu am făcut nimic. Aici avem multe moduri de a câștiga. Avem faucet, odată. Practic faucetul trebuie să scriem. Dacă se pare că e complicat și nu înțelegi, poți să iei altul. Fold. Nu știu dacă e corect. Dacă o să fie corect, ar trebui să dăm claim aici și să ne recompenseze. Dacă nu, ne-a pus. Bun, succes claim. Am făcut treaba asta cu succes. Asta ar fi fost una. PTC a adus reclame. Ne arată că te plătește în Bitcoin. Sunt practic 200 de satoshi. Dacă nu mă înșel. Dacă mă înșel, corectați-mă voi. Este o platformă care am vorbit și noi de ea. Deci cam așa funcționează să promovezi un site. Vezi, alții folosesc în chestia asta de a reclame, își promovează, investesc câțiva dolari, dar cu siguranță o să vedeți că mulți își găsesc persoane care se înscrie și se facă profit. Bun, am terminat aici, ne-am recompensat și aici și dacă mergem la dashboard, astea ar fi cele mai clasice metode. Avem 300 de satoshi. O să vedem care este minimul de retragere, pentru că nu am văzut nimic încă. Bun, mai jos ce mai avem? Claim rewards, colectează pentru, nu știu, diverse misiuni, să zicem așa. Bun, aici este foarte simplu. Aici practic trebuie să pui stake one. Să-ți pui adresa ta de la portofelul de Bitcoin, dacă nu mă înșel, dacă cred că asta e cea mai sigură. Intrăm aici. Bine, la voi intrați la voi, eu intru la mine. Ok, luăm de aici și intrăm înapoi pe platformă. Unde avem noi aici? Nu. Era pe aici, parcă. Uite aici. Sau nu? Îți spui în felul următor. Îți spui adresa de la portofel aici. Așa, you address, step 1. Trebuie să apeși pe link-ul ăsta, după aia tot așa și aici de la 1 până la 100 de satoshi și la fiecare 30 de minute.
Nu să stăm acum să pierdem timp pe secțiunea asta. Aici putem vedea cam cât a câștigat lumea, deci nu te aștepta să câștigi din prima 100, 1000. Așa că trebuie să ai uneori mai multă răbdare. Bun, după ce funcții mai avem aici? Mining Games, un joc de minat. Aici este o secțiune pentru a investi. Ok. Bye. 30 de zile, 337 de energie, price. Aici ne zice cam cât minează, dar buba, nu știu cât înseamnă în bani. 300 și ceva. În fine, sunt aici niște moduri de a câștiga, trebuie studiate puțin și văzute. Asta ne arată suma, deci practic poți să și investești. Earning history, nu avem. Asta ar fi o funcție chiar interesantă, nu găsești pe multe. Coin trial games, tot la fel ceva. Dacă scade bonus partea respectivă, am înțeles, deci bifez aici, suma, e un fel de pariu aici, să zicem așa. După avem arcade games, jocuri arcade care ne plătește, nu știu în ce mod ne plătește, dacă dăm pe asta play, bă, asta să știi că ar trebui să fie interesant. Deci, receive payment, trebuie să te joci 5 minute, ia să vedem. Pentru a primi plata trebuie să te joci cel puțin 5 minute, am înțeles. Băi, nu e rău. Din punctul ăsta de vedere că există niște jocuri care meet the critical unknowns, the unseen. Ok. Dacă sunt platforme care te recompensează pe treaba asta, relativ site-ul, v-am zis, este foarte simplu. Mai avem și inclusiv pentru a depozita crypto, faucet, poți folosi mai multe platforme de genul ăsta, membership. Hai să vedem ce funcții au ei la membership. Ce beneficii au? Să zicem așa, avem aici varianta cont normal, abonament, silver-ul, durată 30 de zile, câștig de robine 5% în plus, ok, câștig din referință cu 5% mai mult față de pachetul bază, câștig anunțuri pe TC cu 5% mai mult și dacă vrei pachetul cel mai scump, este de Instant Bitcoin. Oricum nu sunt sume colosale, dar na, au anumite beneficii, dar eu prefer primul pachet. Câștig din robinet, în plus, etc. Dar aici vedem la referință câștigați dublu, dar doar dacă aveți, nu știu, cui să distribuiți treaba asta sau să promovați pe diverse platforme, atunci da, s-ar putea să fie interesant. Altfel s-ar putea să fie mai puțin interesant. Cam atât, oameni buni, noi ne vedem data viitoare, nu uitați să apăsați un mare like. Vă aștept și pe Telegram la când adunăm 300 de urmăritori, mai trebuie cred că 90 ceva. O să facem un concurs cu și o să mai dăm alte ruble.